Haideți să revenim, pentru că dacă este joi, doctorul Mihail vine pe la noi să spulbere un nou mit. Va vorbi astăzi despre uleiurile esențiale. Doctor Mihail, doamnelor, domnișoarelor. Doctore, întâi de toate vreau să fii foarte sincer cu mine. Știu că ești însurat, știu că ai o fetiță, să vă trăiască. Mulțumesc. Dar vreau să-mi spui dacă pe Instagram primești și declarații de dragoste. Nu. Nu primești declarații de dragoste? Hai, mă, doctore, nu fii modest. Nu există, de ce? Ești așa, cuceritor, fermecător, adică eu văd că întotdeauna când e joi și vii pe la noi, avem mult mai multe colegi în spatele camerelor de filmat decât de obicei. Cred că mă înțeleg cu oamenii, e foarte, foarte. Uite-te și tu acolo, un ciorchine de fete lângă Greta. Ia uite, Greta, Ana, Teo, da, bună fetelor, bună. Da, ea e colega noastră nouă, dar acolo lângă Greta... Lângă Greta, da, sunt colegele noastre. Ciorchine stau să-l vadă pe doctorul Mihail. Bravo, fetelor, bravo. Și aici avem ciorchine de strugure. Avem un ciorchine de strugure. Doctore, astăzi vorbim despre un subiect care, la fel, este destul de discutat. Este discutat, da, uleiuri esențiale. Hai să le zicem întâi oamenilor ce sunt acele uleiuri esențiale. Sunt, bun, practic, substanțe volatile, da? Adică substanțe care se evaporă cu ușurință fără să le încălzim, obținute prin varii metode din plante, din rădăcini, din frunze, prin distilare la aburi sau prin stoarcere la rece și sunt alte metode de a le, da, obține. La ce sunt folosite și la ce au fost folosite de la început? La săpunuri, solvenți, diluanți. Perfect, să-ți miroase frumos într-o, da, cameră. Sau să miroase frumos într-o cameră sau ca aromatizante foarte, în cantități foarte mici în mâncare. Perfect. Iar acum a apărut că aceste uleiuri esențiale te pot vindeca de cancer. Exact. Nu? Da. Sunt este, campanii este de genul ăsta. Exact, sunt campanii. E de fapt un cult. Dacă intri pe Facebook și oamenii de acasă știu despre ce vorbesc. Pe Facebook sunt grupuri cu sute de mii de oameni. Sute de mii de oameni în care poți să intri doar dacă ești comerciant de astfel de uleiuri sau dacă cumperi, când cumperi astfel de uleiuri, pentru că ăsta e un sistem piramidal. Deci e un șef mare care vinde tone de uleiuri la alți 100 de angajați care vin la 100 de prieteni. Deci e un sistem piramidal. Nu poți să cumperi, poți să cumperi alte tipuri de uleiuri prin farmacii. E o firmă mare care deține monopolul. Nu poți să intri pe acele grupuri decât dacă ai un astfel de ID și pe majoritatea dintre ele scrie clar că dacă ești doctor sau dacă folosești medicina alopată. Adică dacă tu te doare capul și iei aspirină, tu folosești medicina alopată convențională. Deci nu mai funcționează uleiul. Nu mai intri acolo. Da. Bun. Bun. Și iar aceste uleiuri, tu spui că sunt vândute pe Facebook și nu numai, ca uleiuri care îți vindecă cancerul. Exact. Dar și nu numai. Uite, hai să începem cu sfârșitul pe care l-am pregătit și să spun, Greta, dacă poți să dai slide-ul numărul 6. Când cumperi astfel de uleiuri, ele sunt promovate în niște PDF-uri unde ți se spune la ce te ajută aceste uleiuri. Da? Ăsta este slide-ul și așa sunt promovate. Asta e un ulei de lavandă. Da? Și fii atent ce face el. Se folosește pentru tăieturi, răni și bășici. Cătălin, ce sunt alea rănile și bășicile? Cum poți să folosești un ulei la bășici? O bășică poate să aibă sute, zeci de forme. Da? Da. Rănile au foarte multe cauze, arată în mod diferit toate, au particularități și pentru asta există o specializare care durează ani de zile după ce ai terminat facultatea de medicină și se numește dermatologie. Cum poți să ai o rană sau o bășică și să-ți dai cu ulei pe ea? Mergem mai nu departe. Funcționează? O substanță volatilă care miroase frumos, o dai pe bășici. Poate să-ți facă mai mult rău? Poate să-ți facă, poate să te ardă, poate să-ți facă mai mult rău. Normal. Și ideea este că tu eviți mersul la doctor folosind o astfel de substanță. Fii atent, mai departe. Aceste substanțe, la ce folosesc? Aceste uleiuri. Deci așa sunt ele promovate, așa sunt ele vândute. Tensiunea arterială mărită. Se aplică pe puncte de puls și în dreptul inimii. Deci dacă tu ai tensiune mărită, iei un ulei și te frești la inimă. Cătălin, despre ce vorbim? Inima nu este cauza hipertensiunii. Inima este, ok, la hipertensivi dăm medicamente pentru inimă, pentru că hipertensiunea atacă inima. Inima, care e un mușchi, începe să pompeze cu mult mai mult efort și trebuie să o relaxăm și îi dăm medicamente. Dar cum poți să aplici pe piele, sub care ai țesut adipos, ai fascii, mușchi, ai oase, deci ai atât de multe straturi. Și tu aplici ulei esențial pe inimă și pe zonele de puls, arteria radială.
carotidă, femurală, poplite, sunt zone în care arterele mari, într-adevăr, ies la suprafață și se pot simți sub piele. Din punct de vedere clinic, sunt foarte importante. Eu, ca doctor, n-am nevoie de niciun instrument, pot să văd ce puls ai tu punându-mi mâna pe aceste zone. Dar degeaba aplici adică ulei pe ele. Dacă spui uleiul ăsta, nu mai ai hipertensiune. Da. Da, exact. Probleme ale pH-ului și curățarea limfatică. Probleme ale pH-ului. pH-ul este, cum să zic, el tu ai mecanisme de metabolism. Dar asta se găsește și în farmacii? Nu, le poți lua numai de la avocații sănătății. Avocații sănătății, tu dacă vrei să devii un avocat al sănătății, contactezi un alt avocat al sănătății care distribuie uleiurile acestei firme, faci un curs de 2 ore, primești niște broșuri și te numești certificat avocat al sănătății. Și sunt foarte mulți avocați ai sănătății care știu ce vând și care recomandă uleiuri fix pentru aromaterapie. Ai zis că sunt sute de mii de oameni și vreau să te întreb ceva. Presupun că oamenii ăștia au folosit uleiul ăsta și au observat că le e bine. Sau de ce ar mai folosi, nu? Pentru că există anumite aplicații și de ele, într-adevăr, nu ne legăm. Există o formă de terapie holistică care se numește aromaterapie. Da? Adică, uite, să luăm spre exemplu pe Greta. Da? Greta este regizorul de platou de aici. Da. Da? E șefa ta, cum ar veni, trebuie să recunoști. E șefa mea aici, să runa șefa. Bun, și ce face Greta? Greta se stă și se gândește cine vine următorul invitat, pe cine invităm mâine, ce texte spunem, ce, da? Deci are mintea în toate părțile și asta o stresează, ok? Da. Bun, dacă punem acum un pulverizator pe masa Gretei cu un astfel de ulei de lavandă, ce o să simtă Greta? O să simtă un miros plăcut care o să relaxeze. Mintea, în loc să fugă în toate direcțiile, se concentrează pe ceva plăcut, constant, da? Și asta îți induce o relaxare. Relaxarea scade hormonii stresului, crește hormonii fericirii și ca metodă de prevenție, ca metodă de a calma copilașii, de exemplu, care sunt agitați înainte de școală. Sau să punem aici un pulverizator cu ulei esențial, ne-ar face la toți foarte bine. Dar este o metodă de relaxare. Deci o metodă de relaxare, nu să-ți vindece hipertensiunea, exact, sau cancerul. Și, da, sau uite, de exemplu, cum ziceam, probleme ale pH-ului. Ce sunt, e ca și cum ai zice probleme la cap. Ce sunt ale probleme la cap? Noi nu vindecăm, vindecăm boli sau tratăm boli, nu probleme ale pH-ului. Și fii atent, foarte interesant. În același prospect, deci după ce ți-ai vindecat... Dar uleiurile astea se găsesc doar pe internet, nu vorbim de... Se găsesc la avocații sănătății, de regulă. Poți să găsești în farmacie alte firme, dar cel care deține monopolul... Dar în principiu e vorba de uleiurile esențiale, da? Da, exact. Și ce mai zice acolo, cum mai vindecă? Pe lângă faptul că face detoxifierea ficatului și a rinichilor, e foarte bun ca degresant și pentru lustruirea mobilei. Unde scrie asta? Pe... Da, scrie în aceste prospecte. După care ni se spune că ajută la pietre, la rinichi și calcul biliare. Adică cum poți să tratezi calculi biliari cu un ulei pe care îl aplici din nou în zona ficatului și să lustrești mobila cu el după aceea? Cum? Calculi biliari, da? Deci când ai calculi, când ai pietre la fiere, da? Pe românește, te duci la medic și trebuie să-i scoți. Aș vrea să zic și eu ceva, te rog. Zim. Pe vremuri se ștergeau geamurile și cu spirit și curățau geamurile. Exact. Și spiritul mai dezinfecta. Exact. Sau, uite, poate uleiul ăsta de asta merge și la mobilă și la calcul. E posibil, da. Nu te-ai gândit la asta. Exact. Avem un alt slide. Greta, dacă poți să mă ajuți cu ultimul slide. Da. În care pe un astfel de blog al unui avocat al sănătății ni se recomandă că atunci când avem cancer de creier să aplicăm uleiul în zona... Asta mi se pare foarte periculos. E foarte periculos și în momentul în care ție ți se recomandă să renunți la medicina alopată, să renunți la doctor, să folosești astfel de tehnici, practic induci oamenii în eroare și poți să-i privezi de luni de viață pe care le pot avea în plus dacă apelează la tehnici verificate. Și legat de studii, uite, Greta, dacă ne poți ajuta cu primul slide, este un review, ca să le arătăm oamenilor, un review făcut de niște oameni de știință foarte cunoscuți, care analizează acest studiu, da. Analizează 200 de articole publicate în reviste de aromaterapie în care se susține că aceste uleiuri pot trata anumite boli. Niciunul din studii nu este făcut corect științific. Toate au probleme de punere în practică a studiului. Toate au în spate oameni care au interese financiare și conflicte de interese pentru că au, de fapt, aceste companii care vând aceste uleiuri și, în esență, acest studiu ne spune că uleiurile esențiale până în prezent n-au demonstrat valoare terapeutică pentru nici o boală cronică sau acută existentă. Ok? Dar cum fac ei? Pe uleiurile lor scrie, dacă îți cumperi uleiul și eu prima dată când l-am văzut, m-am mirat, am zis, oh, poate că este ceva într-adevăr pe bune. Pe uleiuri scrie și aici, dacă poți să-mi dai al treilea slide, da.
Pe uleiurile lor scrie că uleiurile lor sunt pure, certificate cu grad terapeutic. Și te întreb, cine le certifică? Oare există o autoritate care certifică? Adică asta, nu? Exact, asta este, da. Și avem, vedem sus un TM, care înseamnă trademark. Acesta este un slogan, pur și simplu înregistrat la oficiul țării respective. Poți să înregistrezi orice... Cum poți să înregistrezi, de exemplu, uite, la Măruță, da? Când îți faci emisiunea, te duci și înregistrezi numele ca să nu le nimeni. Da, e exact. Un nume. Da. E înregistrată. Să nu vă duceți să o înregistrați. Bun. Este un nume. Oamenii se uită și ei în acest, practic, în acest slogan, în momentul în care au depus actele, au specificat că ei nu susțin, de fapt, că uleiurile lui ar avea vreun grad terapeutic. Este un nume înregistrat care este folosit. Dar mie nu vine să cred ce zici tu, că sunt sute de mii de oameni care sunt în grupul ăsta și cred că pot să se vindece de inimă, da. De calculi. Exact, pentru că știi cum, cum procedează ei când... când... De cancer la creier, ferească exact. Dumnezeu. Exact, uite, da, cancer și tumori, detoxifierea ficatului și icter. Deci tu ai icter. Icterul mecanic înseamnă... Sănătos. Icterul mecanic înseamnă că... undeva la nivelul ficatului sau a căilor biliare ai un calcul care ți-a stupă practic un conduct și bila nu se mai eliberă, nu se mai eliberează și tu te îngălbenești. Doctore, am revenit în direct și sunt foarte mulți oameni interesați de subiectul ăsta. Eu am primit foarte multe mesaje, am prieteni care mă întreabă cu ce să facă cu uleiurile astea, să le arunce sau nu. În schimb, mi-a spus cineva un lucru foarte interesant, că a folosit un ulei natural, da? Da. Din esența arborelui de ceai, da. Și că s-a vindecat de nodul la sân. Ok, uite, nodulii la sân trebuie investigați de un doctor, de un imagist care îți face o ecografie sau o radiografie mamară și constată ce tip de noduli sunt. Pentru că există multe tipuri de noduli, unii dintre ei inflamatori, care în funcție de ciclu menstrual, de situația în care te afli tu, se pot umfla, da? Și se pot dezumfla. Și au caractere maligne și benigne, pe care doctorul ți le spune. Ce faci dacă acele... Adică e foarte posibil ca acei noduri să fie unii inflamatori care treceau de la sine. Tu te-ai dat cu ulei care nu trece. El nu trece de piele. Pielea e o barieră. La fel cum, uite, cum zicea doamna că trebuie să te dai cu ulei pe scalp dacă ai un cancer de creier, dacă lucrurile pe care le punem pe piele ar fi trecut în creier, gândește-te că la o spălare cu șampon pe cap a murit. Da, vreau să te întreb. Deci îți spui că nodulii ăștia ar fi putut trece poate normal pentru că uleiul ăsta n-ar fi ajutat. Îți garantez că acei noduli treceau normal. Dar e periculos pentru că dacă nu te duci la un medic, da. Acei noduli puteau exact. Să fie cancerici. Pentru că dacă, exact, dacă nodulii aia sunt maligni și tu nu te duci la medic și te dai cu ulei, dar tu o să ajungi prea târziu la medic. Astea care se găsesc și în farmacii și pe unde mi-ai zis, pe Facebook și peste da. Tot, nu? Adică toate uleiurile, ele sunt în esență la fel. Okay? Doar deci că anumite firme... Da. Și nu vindecă nimic și nu tratează nicio boală, doar că anumite firme promovează aceste tratamente și uite, dacă vrei să vedem deci cum nu o fac. Se promovează că ele tratează bolile. Nu, niciun caz, dar niciun pe caz. Internet aceleași exact. Uleiuri sunt vândute ca cum se tratează bolile. Exact, și Greta, dacă poți să mă ajuți cu al patrulea slide, ca să vedem același pur și simplu... Același lucru e valabil și pentru uleiurile 100% naturale. Ele sunt naturale, dar da, ele sunt naturale. Sunt stoarse sau distilate la aburi din plante. Faptul că sunt naturale nu înseamnă că ele nu sunt periculoase, că nu sunt toxice și ele sunt extrem de concentrate. Aici vedem, asta este exact felul în care această firmă mare, cea mai mare firmă de care vorbim, își promovează produsele. Deci se spune despre ulei că suportă sănătatea digestivă, ce înseamnă că o încurajează. Da? Cum adică să încurajezi? Că și uite, și acest fruct te încurajează să fii sănătos, dar asta nu înseamnă că te vindecă. Deci să încurajezi este un termen foarte, foarte vag. La fel, aceste uleiuri încurajează tratamentul diabetului, încurajează tot felul de tratamente. După aia, un puternic curățător și detoxifier. Ce înseamnă să te detoxifici? Nu înseamnă nimic. Și dacă vedem la fiecare din aceste remarci, avem un asterix. Da, exact. Iar asterixul ne duce jos și jos scrie foarte clar că acest produs nu a fost evaluat de nicio organizație a sănătății și aici scrie acest produs nu este destinat diagnosticului, tratamentului sau prevenției a niciunei boli. E ca și cum eu aș spune... Eu sunt chirurg, mă duc la OSIM. Tu chiar ești doctor chirurg, da. Să le spunem oameni, da. Tu chiar ești doctor okay. chirurg pe bune, operezi oameni în fiecare zi într-un da, spital. Dar e ca și cum un doctor ar spune, sau un om de pe stradă ar spune, eu sunt cel mai bun chirurg din țară și și-ar înregistra, cel mai bun chirurg din țară și-ar înregistra numele ăsta ca nume, și după aia jos ar scrie, tratez toate bolile existente cu asterix și la asterix s-ar spune,
Eu, de fapt, nu tratez nimic, nu știu să operez și nu vindec nimic. Este absolut același lucru. Deci, pur și simplu, asta este o sursă ceva, pentru... Da. Trăim într-o țară unde există legi, ministere, oameni care pot să verifice asta, nu se face. Da, dar dacă tu spui că tu ajuți... Da? Deci dacă tu spui că tu ajuți la o digestie bună și eu dacă bat din palme aș putea să spun că te ajut la o digestie mai bună. Asta nu înseamnă nimic. Și dacă jos eu scriu cu asterix că eu de fapt nu tratez și nu vindec nimic, eu sunt absolvit de absolut orice vină. Apare însă un avocat al sănătății care ca să vândă cât mai mult și ca să facă un profit mai mare, face acele broșuri pe care le-am văzut mai devreme, în care susține că tratează probleme cu pH-ul, hipertensiunea și astea sunt toate lucruri nedovedite. Sunt lucruri nedovedite și poate pe unii oameni care nu merg la spital sau la un doctor să se verifice, asta este cea mai afectează. Asta e cea mai mare problemă, pentru că ei, de fapt, aceste grupuri recomandă să nu te mai duci la doctor, pentru că doctorii nu au secretul vieții, iar ei dețin acest secret. Asta este foarte periculos. Adică hai să le folosim, hai să ne dăm în cameră cu ulei esențiale, să ne ștergem exact și mobila cu... Că ajută că te relaxează. Exact. Ajută deci, că de la bandă te relaxează, exact. Te mai mult decât pe... există aromaterapeuți prestigioși la care poți să te duci cu diverse probleme și care te poți scoate din problemele de natură. Exact. Nasul, dar, da, îți desfunde nasul. Sau exact. Sau probleme de natură emoțională, psihologică. Atât. Atât, asta dar nu tot. Lucruri profunde, cum zici nu. Tu. Nu există, cum ziceam, exact, nu este nici o dovadă că uleiurile esențiale tratează nici măcar o singură boală. Și dacă avem o boală, e bine să mergem la un doctor, iar dacă doctorul spune că nu suntem bolnavi, putem să ne relaxăm cu aceste uleiuri esențiale înainte de emisiune. Îți pui două picături de ulei esențial de mentă și îți duci așa la nas și te relaxezi, îți garantez. Dar asta e tot ce se va întâmpla. Dacă, Doamne ferește, ai o problemă medicală, trebuie să mergi la un doctor și să nu-ți dai, cum scrie aici, pe răni și pe bășici cu ulei esențial. Deci nu vindecă rănile și bășicile, nimic. Nu le vindecă. Sunt într-adevăr antiseptice și uite să mai vorbim despre un subiect, ceea ce mi se pare cel mai periculos. Și uite, ce am găsit pe Facebook și este al cincelea slide. La ce s-a gândit firma asta? Că eu cred că asta e logica. Dacă e o sticluță cu ulei esențial, asta e. Da, și pui, deci asta am găsit-o pe Facebook, o doamnă fără nici, care este un avocat al sănătății atât, care n-are niciun fel de pregătire, ne recomandă o dietă pe bază de, o dietă detox, da? Da, tura de detox. Cum ai intrat în suta asta de mii de oameni? Unele grupuri nu te acceptă, grupuri te acceptă. Bun. Și acesta este dieta ei detox, în care îți recomandă la mic dejun să pui o picătură de ceva, o ceva, deci practic ai 6 picături, 10 picături pe masă de ulei pe care le bei, le ingeri sau le pui niște capsule. Uleiurile esențiale, ce sunt aceste substanțe? Aceste substanțe se crede că sunt folosite de plante pentru a atrage insecte ca să polenizeze alte plante și pentru a se feri de răufăcători. Sunt într-adevăr bactericide, omoară bacteriile. Aceste substanțe foarte concentrate omoară bacteriile. În momentul în care noi luăm picături după picături de ulei esențial și le ingerăm, cum am mai spus aici la emisiune, în intestinele noastre avem aproape 2 kg de bacterii. E propria noastră floră bacteriană care ne ajută să sintetizăm vitamine, să digerăm, să fermentăm. Atunci. Și noi o distrugem fără să ne dăm seama ce efecte poate să aibă asta asupra noastră. Și aceste grupuri recomandă inclusiv ingestia de uleiuri esențiale pentru bebeluși. Ceea ce nu e verificat. Nu este verificat dacă este sigur. Nu e verificat dacă ne deci, poate face bun, rău. Citiți aceste studii ca să fie și autorizate de medici, de oameni care pot cert să este vă... că nu sunt autorizate. Dacă ești în Statele Unite aromoterapeut profesionist, ți se interzice prin diplomă să recomanzi ingestia acestor ulei esențiale. Adică în alte țări ți se interzice, nu? Dacă ești aromoterapeut profesionist, da, și ai diplomă, ți se interzice să le ingeri, să recomanzi ingestia lor, pentru că este periculoasă. Sunt sute și sute de cazuri de intoxicații după aceste ingestii. Arsuri și alergii. Dar ce se întâmplă? Cum ziceam, o sticluță îți ajunge cam două luni, dacă o picuri frumos, ca să-ți miroasă frumos în casă. Dacă vinzi o sticluță, e bună. Dacă vinzi o sticluță la două luni, nu prea e ok, vrea să vinzi mai multe. Cum poți să vinzi mai multe? Dacă le recomanzi să se mănânce, să se bea, ceea ce e efectiv ilegal, adică ar trebui sancționați oamenii care recomandă asta. Pentru că e periculos, pentru că la urma urmei te joci cu viața unor oameni și asta cred că e cel mai periculos. Doctore, interesant subiectul și să știi că a stârnit foarte multe controverse. Uite, ți-am zis, am și mie prieteni care mi-au dat mesaje și se uită la emisiune.
na, ce să zic, poate mai povestim de subiectul ăsta și poate o să găsim, și uite, invităm pe această cale un reprezentant al acestor uleiuri sau un, cum a zis, avocat... Avocației Sănătății. Care cred foarte tare numesc, să fie față-n față cu tine. Între ei își spun... Ai vrea să fii față-n față cu cineva? Da, sigur că da. Și ei între ei cum își spun? Uleioși sau nectarieni. Cum? Uleioși. Am vrut cu uleioasă, așa vorbesc fetele care folosesc uleiuri esențiale. Uleioase. Și eu am prietenă, da, care sunt uleioase și care am vorbit față în față și le-am explicat. Am scris un articol, e pe contul meu de Instagram în bio. Deci, dacă deci intrați pe Instagram Dr. Mihail, Mihail Pautov îl cheamă, dați-i follow pe Instagram și intrați pe blogul lui drmihail.ro, da? Da, asta e blogul, dar da, contul de Instagram e dr.mihail. Dr.mihail, intrați, dați-i follow și citiți aceste articole, foarte interesant. Să știți că contul de Instagram îl găsiți mereu afișat și pe ecran. Doctore, îți mulțumesc mult de tot. Mi-am pierdut și ochelarii de la discuția asta, nu mai știu unde sunt, s-au evaporat. S-au dus în spate. Doctore, îți mulțumim mult de tot. Vreau să te mai întreb ceva acum, să ne mai relaxăm un pic. Da. Cânti la chitară? Da. Ați auzit pacientele? Oh! Sper să nu mi-aduceți o chitară acum aici, că nu o să cânt. Am vrut să te surprind pe cuvânt. E o pasiune mai veche, da. Deci cânti la chitară, foc de tabără ăsta? Da. Ciao! Ia auzi! Ce cânti, doctore? Cânt tot fel de balade și tot fel de cover. Balade! Balade? Și am două poze foarte mișto acum când la chitară. Și le-am văzut pe Instagram, le-am văzut. Foarte faine pozele. Da. Ai vreo piesă compusă de tine? Am câteva piese. Am avut și o trupă când eram mai mic. Cum se numește trupa? Go to Berlin. Dacă intri pe YouTube și cauți Go to Berlin, găsești trupa mea. A fost vocal. Acum 10 ani. Bravo, mă, doctore. Nu știam că ești atât de talentat. Te mai așteptăm joia viitoare vii, da? Da. Dacă nu te caută cineva. Să ai grijă, doctore, pe unde mergi. Am grijă. Vii cu mine? Dar tu te-ai luat și de pastilele homeopate, te-ai luat și de uleiurile astea esențiale. Ai grijă, doctore, că ești tânăr. Ce să am? Mă protejează? De ce mă protejează? Oamenii care mă urmăresc în fiecare zi. Și eu mă bucur că le putem spune oamenilor informații de la un om care asta a făcut, adică a studiat medicina și e doctor cu acte în regulă. Doctore, mulțumim mult de tot. Ne vedem data viitoare!